În perioada 27 iunie-1 iulie a avut loc Consiliul Național al Federației Ambulanța, întâlnire în cadrul căreia au fost abordate diverse teme, precum salarizarea, starea în care se regăsește parcul auto, starea sedilor serviciilor de ambulanță, etc. În perioada 27 iunie-1 iulie a avut loc Consiliul Național al Federației Naționale Ambulanța și în paralel ședința trimestrială a serviciilor de ambulanță din România unde au participat atât sindicatul cât și conducerea serviciilor de ambulanță. La aceste uh, ședințe, într-una din zile, a fost prezent uh, chiar și Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Uh, acolo au fost discutate uh, probleme de zi cu zi cu care se confruntă serviciile de ambulanță. Uh, aici, exemplu, este salarizarea, starea parcului auto, starea sedilor... Uh, Serviciul de ambulanță, și mai multe probleme ale acestor instituții. Cea mai arzătoare dintre probleme, așa cum o numește Ionuț Ianc, președintele sindicatului SalvaMed Gorgi, a fost legată de acordarea sporului pentru condiții deosebite. În perioada când pandemia de coronavirus era în floare, sporul atingea un procent de 80%. În momentul în care cazurile infectărilor cu virusul COVID s-au diminuat, acest lucru a atras după sine și diminuarea procentajului sporului la valoarea de 55%, fapt ce genera o scădere a salariului cu cel puțin 1500 de lei. Cea mai cea mai arzătoare problemă care s-a discutat în această în, 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 la această ședință a fost uh, problema uh, sporului pentru condiții deosebite, care în perioada uh, COVID-ului a fost de 80%. La terminarea și ridicarea stării de alertă, acest spor s-a diminuat la 55%, diminuindu-se salariul cu cel puțin 15 milioane la, la 1500 de lei. 1500 de lei la o categoria cea mai mică salarizare de asistent medical sau ambulanțier. Însă la medici diminuarea a fost mult mai, mai, mare. Promisiuni și garanții au venit din partea Ministrului Sănătății Alexandru Rafila, conform căruia se vor căuta soluții pentru a se putea reveni cât mai curând la procentul inițial al sporului de 80%, declară Yang. Aici ni s-a promis de către Ministrul Sănătății Alexandru Rafila că se vor discuta și se vor căuta soluții cât mai rapid de, ca să se revină la, la procentul de spor avut în perioada pandemiei, ținând cont de faptul că în această perioadă cazurile de, de COVID au început să crească. Și ne confruntăm cu aceeași problemă cu care am confruntat până acum șase luni de zile.